Mate Gajde, mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Școala Teodor Mureșanu, reprezentată prin 3 clase, clasa pregătitoare A, clasa a 2-a B și clasa a 4-a A, vă aduc azi un colind din glas de copil. Să ne lăsăm, ca plecarea până
Iisus, pe vremea aceea, o frumoasă Galileea, o fecioară viețuia și Maria Senia. Nazaret era orașul unde ea și avea sălașul. Într-o zi, Maria sta singură și se ruga. Dar deodată ce văd? Casa toată se umplu de o lumină orbitoare ca și raza de la soare. Nu te speria, Maria! Eu sunt Îngerul David, cu vestirea tinerii. Tu vei naște pe Hristos, pe Hristos cel Bun. Fiul Tatălui va fi și Hristos te va numi. Iată roaba Domnului, fie mie Domnului. Al iudeii cumpărat, într-o zi porunca dat, ca la locul de născare să se înscrie fiecare. Iosif a mers să se înscrie și el, cu a lui soție, de la ei din Galileea, în Biflaim, în Iudeea. Când acolo au sosit, Maria în ceasul. Nască pe Iisus, catălătul jos și în sus. Geaba, catălătul cetate, anul, case, pline spate. Din Nazaret venim acum și calea a fost grea, că suntem obosiți de drum și eu și Maria, că ea așteaptă pruncul sfânt. Acum să se nască și oamenii de pe pământ Iisus să izbăvească. Peste tot de atâta lume nu găsim niciun locaș. Haide, Iosif, mai bine la marginul de lume. Atunci prea curata din Biflaim ieșea și dând de-o poiat a intrat în ea și printre dobitoace pe fânul cel stropos născuta prea curata pe Iisus Hristos. Îngerii au coborât la păstori de i-au trezit și cum stau din slavă iată că un înger se arată. Fața lui când o zăresc ei de-n spaimă tremuresc, iar al Domnului trimis prin ceruri așa i-a zis. Să nu vă înspăimântați, eu sunt Solie și vă vestesc cu bucurie că veți nască Domnul Hristos. Salte, fericit poporul, că s-a născut Mântuitorul, jos în staul coborând și miez lăsăgățiți, prunc în scutece înfășat, Iisus cel așteptă. Astea, îngerul spunând, înger alții vin pe rând. Mulți, o întreagă oaste sfântă, zboară prin văzduh și cântă. Slavă cerul celui sfânt, vouă pace pe pământ. Iar când îngerii plecară, cei de lângă voi strigară. Haideți toți la Biflaim, drum cu niesle să-l găsim. Și de tam din montane, păcată dragica, slavă ție și închinare, cântec pânt, slavă ție cer și pace pe pământ. Slavă ție, drum plin mântuitor, slavă ție împărat cu tuturor. Slavă ție, azi tot omul fericit, slavă ție, sunt Mesia mântorit. Lumii astăzi s-a născut, Domnul cel fără de început, s-a născut pe fân uscat, de îngeri înconjurat, s-a născut pe fân frumos și au fost nume Hristos. Prin Dumnezeu frumos, ce pe noi bine ne-a scos și la ce ne-a vișat de lucrurile de pământ. Pruncului să ne închinăm cu credință, strigăm, nașterea ta să ne fie tuturor cu bucurie. Ce se vede în zare? O lumină mare, o stea strălucitoare. Falnic ea vestește că azi, prea curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia. Steaua stă deodată, Biflaim uliată, peștera se vede, Maica-ntrâns așede. Într-o iesle zace, un prunc plin de pace, el e împăratul, noi n-avem pe altul. Pe cer nocește și din răsărituri, natura le vestește că aici, în lume, sub un cer frumos, să născut chiar azi Domnul Iisus Hristos. În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul minț cu luna, trei mari călări cu suflet bun aleargă împreună. De unde vin? Cum se numesc? Ce doruri îi frământă? Spre oiesle ei călătoresc și cerurile cântă. Și cântă în inimile lor, aprinsă bucuria, azi s-a născut Iisus Hristos, azi s-a născut Mesia. Cei crai de la răsărit cu steaua au călătorit și au mers, după cum citim, până la Ierusalim. Acolo, dacă au ajuns, steaua lor i s-a ascuns și au început a umbla prin oraș și a întreba. Noi de la răsărit cu alai venim prin mari de lingări ca Ierusalim, am colindat și am întrebat în unul și în alt. Unde-i noul împărat care acum s-a născut? Steaua lui noi am văzut și către el ne-a petrecut. Și am venit din depărtare să-i aducem închinare pruncului mântuitor și împăratul tuturor. Dar când aici noi am ajuns, steaua lor mi s-a ascuns. Cine sunteți? Ce-i gând aveți? Ce întrebați? Dar cui porunca ascultați? Și ce împăratul ascultați? Am sosit de la răsărit să ne închinăm negreșit cel din tâi împărat ce ne iartă de păcat. Dar dacă vrei să știi prea bine, noi nu te căutăm pe tine. Noi pe Iisus îl căutăm. Peste împărați, el e împărat. Mă, cu slavă fie lăudat! Așa, deci mergeți și aflați, apoi veniți să vă știți.
că și eu vreau să mă duc și cu dar să-i aduc. Și s-au dus craii, s-a tot dus, steaua e numai de sus. Iar la staul, colo, iată, steaua se opri deodată. Craii merg în fața pământului, se închină cu viol, se închină lui. Îi scot și dau darul cu multă bucurie, aur, smirnă și cămin. A venit de la lărsării să ne închinăm negreșit, cel din tâi împărat, cine a de păcat. Îi rog, nu dacă se știe, aur, smirnă și tămâie, cu-i duce noi în dar, trecă peste-a lui păcat. Locul l-a ținut de ascuns unde s-a născut Iisus, ca e rog să-l îngăsească și rău să-i pricinească. Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu pace, între oameni bunăvoire. Noaptea, îngerul din vis, magilor, așa le-a zis, Hristos se locoli. Traii când plecară, altă cale apucară, îngerul din vis veni la Iosif și grăit. Scoală-te, Iosif, ia pruncul și pe mama sa. Fugi în Egipt și rămâne acolo, până îți vă spune eu, că Irod îngreșa, ursă, mare pe Iisus. Iar pe craie vom mereu, îi așteaptă în palatul său și văzând că nu mai vin, de necaz, făcea venim și a chemat ostași pe dată. Ostași, mergeți pe oceată, colo Mitraiul satul și în orașe vecinate, casele arunjați, toți copiii să-i tăiați, de la 2 de ani în jos, la vreza și de Hristos. Precum a spus, vom făptui copiilor copiii. Cu sabia trezat copiii copiii să-i nimicim. Vom făptui precum a spus și nu să scape nici Iisus. Noi suntem brațul lui Iisus și o afigeale din noroc. Ne arată Doamne Tată Sfânt ca afigeale de cumin. Și războinicii s-au dus făcând precum Irod le-a spus. O, ce vaie sunt cetate și împrejurul limpii sale, cum plângeau limbii ieșite, mamele nenorocite, când vedeau murind pe unii, spruncilor trecuți prin suli, sau când îi vedeau scăpați sub pătuie de soldați. Eu sunt Irod împărat, care pe cal am călecat, sabia în mână am luat, pastă de cerit pe popor de ceapteați, tot robutul s-a cutremurat. O, Iroade împărate, tu ești plin de răutate, tu cu păcatele tale ai plină de jale. Atunci Irod împărat a auzit ce s-a întâmplat și mare mâncărat. Să se taie mulți copii și-a tăiat Irod copii vreo 14.000 de 2 ani și mai în jos, ca să taie pe Hristos. Pe Hristos nu l-a tăiat, Dumnezeu l-a apărat. Pare de mătase și de dor, ferit-am pe pruncul mântuitor. Noi nici în cerul, nici nu îndrăznim, la fața-i sfântă un pic să privim. Vedeam în lume oameni fără chip, ce poartă în suflet răutății divini. Vedem și oameni luminați, în taină de Hristos încredințați. Și pentru cititorii de adevăr, ne încurăm și dorim dulce copii. Ferice de voi, oameni ce puteți, ca viața voastră dar să-i aduceți. Dar nici nu înceta să plânsul, că el a murit și. Îngerul atunci i-a zis, ia lui Iosif, noaptea am zis. Pe prunc, pe mama sa, și te întoarce în țara ta. Deja n-ai de ce să poți, că acum e printre morți. Ce e ce mâna nu se puie pe Iisus ca să ne fie. Și din Egipt la drum pormiră și în Nazaret sosiră. Ocrotit de Dumnezeu, Iisus aici creștea mereu. Și de harul Domnului se umplea făptura lui. Maica Sfântă l-o ocrotea și cu dragoste grăia. Fiul meu, Iisuse dragă, te așteaptă lumea întreagă. Lăudați și cântați și vă bucurați. Te așteaptă cu dorie ca să-i dai ei mântuire. Lăudați și cântați și vă bucurați. Cine ascultă povața își va mântui viața. Lăudați și cântați și vă bucurați. Când te-ai născut Iisuse, noi îngerii de sus, cântarea minunată făcării am adus. Să bucurăm pământul pentru venirea ta, să vină să-l cuprindă iubirea pacea. Asta totdeauna, noi îngerii venim, prin nașterea Iisuse, pe prun să-i ocrotim. Să facem loc pe buze cuvântului tău sfânt. Să fie doar iubire și pace pe pământ. O, și acum, Iisuse Doamne, pentru anul care vine, ca de-a noastră rugăciune, îndreptăm smerit spre tine. Să întărești dorința noastră, de a rămâne zi și noapte, purtătoare vești bune, mai departe, mai departe.